de pe din, tra-la-la-la-la-la, ia-ne un pahar de vin, tra-la-la-la-la-la, ia-ne închină și maie, pentru sănătatea mea. La 20 de kilometri de Chișinău, în apropierea satului Milești Mici, se află vestita galerie cu același nume, unde se păstrează peste 1,5 milioane de sticle cu vin de colecție. Echipa Asfalt de Moldova continuă ciclul de reportaje despre cramele moldovenești, așa că de data asta pătrundem în beciurile combinatului de vinuri Milești Mici, în speranța că vom ieși la fel de luciți precum intrăm. Traversăm labirinturi să poate în măruntaiele pământului, iar ochii fug de la un butoi la altul, care de care mai mare și toate pline. Fiecare dintre giganticile poloboace are câte 20 de tone de licori bahice. Un surser îndepărtat abia de se desușește. Oare s-a spart vreun poloboc și curge vinul gârlă? Ne apropiem și vedem în fața noastră o cascadă uimitoare. Ne răcorim un pic și înainte! Podul celui mai mare depozit natural de vinuri din lume păstrează și acum forma cotileților ce au fost extrași. Noi avem o mare bogăție pentru întreaga noastră republică. Avem becerile astea vechi care ocupă o suprafață foarte mare și aici se păstrează aproape 2 milioane de sticle și după cum e cunoscut, noi suntem introduși în carte Guinness cu această bogăție. Avem vinuri din începând cu anii 1984 și până în prezent. Aceste galerii au apărut după al doilea război mondial, când aici se extragea piatră pentru construcția Chișinăului. Mai apoi, vinificatorii au valorificat aceste galerii pentru păstrarea vinului și începând din anul 1967, mereu s-a făcut lucrări pentru păstrarea vinului. Aici sunt o gamă mare de vinuri, cum ar fi începând cu Cabernet, Merlot, Codru, vinuri negru de purcari, roșu de purcari, avem vinuri Trandafirul Moldovei, Auriu și multe, multe altele. Din cele albe, Sauvignon, Chardonnay, Grupa Pinot. Imperiul vinicol din adâncuri se întinde pe sub satele din regiune. Arterele sale ajung până în suburbiile Chișinăului. Astfel mai este loc berechet pentru încă câteva colecții similare de sticle cu vin. Adâncimea galeriilor de calcar variază între 40 și 85 de metri, iar în majoritatea nișelor se păstrează anume vinul roșu, fiindcă licoarea dată este cea mai rezistentă dintre toate. În această parte a galeriei sunt adevărate ziduri de sticlă. Mucegaiul și păinjenișul le dă o imagine autentică. Multe dintre sticlele cu vin au deja câteva decenii de odihnă în această pivniță. Umiditatea sporită și temperatura constantă de 12-14 grade sunt numai bune pentru vinul păstrat aici. Nu în zadar, la Milești Mici se află cea mai mare colecție de vinuri din lume, inclusă în patrimoniul național și care a fost introdusă în Cartea Recordurilor Guinness. Să fie însă chiar așa de multe? Și complexul de galerii impune admirație, deși este folosită doar a patra parte din cele 210 km existenți, acest lucru ademenește ca un magnet o sumedenie de personalități ce și-au plimbat pașii prin această pivniță.
să fie de vină și soarele cu efect hipnotizant postat la intrarea în sala de degustare. Aici au fost de la oameni simpli până la președinți de țară. Au fost oameni de artă, de cultură, de sport, cum actorul american Steven Seagal, președintele Americii. Apropo de președinți, printre zecile de președinți de stat ce au vizitat beciurile basarabene, se numără și cel american, Jimmy Carter. Poposind aici acum câțiva ani, a fost impresionat de cele văzute în subteranile Mileștilor Mici și a ținut morțiș, ca la nunta de aur să aibă pe masă anume vin moldovenesc. Dacă încă nu ați fost la Mileștii Mici, vă spunem un secret, dar să nu-l ziceți nimănui. Intrarea în sala de degustare este camuflată. În loc de ușă sunt două poloboace imense și când cineva dintre turiștii însetați încearcă să deschidă robinetul, este pus în funcțiune sistemul de deschidere a ușilor. Mulți dintre vizitatorii curioși au căzut în capcana ghizilor. Se apre la poartă. Benvenuti nella nostra grande sala di degustazione. Turiștii vin aici fiindcă așa ceva nu au mai văzut în alte țări, iar cel mai tare impresionează străzile cu nume de vin și colecție de aur ale orașului vinicol subteran. Străzile cu nume de vin, butoaiele mari unde se păstrează vinul, colecția unde se păstrează sticlele de vin și foarte frumos aici sala de degustare, mâncarea care e foarte bună, muzica și vinul, bineînțeles. E a treia oară când vin și revin cu plăcere. Zi de zi am tot făcut turism în Moldova, deci am văzut și muzee, locuri pictorești și mi-a plăcut foarte mult. Am rămas destul de conștient faptul că este un loc plăcut și trebuie să mai vină oamenii. Avem și noi în Italia, dar sunt mult mai mici și fiecare țară are istoria sa, obiceiurile sale. Este interesant de a vedea noi obiceiuri și noi beciuri, dar ca ăsta nu avem. Pentru echipa noastră a fost o surpriză să găsească și aici, la câțiva zeci de metri adâncime, admiratori ai emisiunii noastre. Ion este chelner în sala de degustare. Deși petrece mult timp cu turiștii în subterană, seara de duminică o dedică emisiunii Asfalt de Moldova. E o emisiune foarte interesantă, unde îmi place că această emisiune arată în detalii toate locurile pitorești, toate locurile frumoase din Republica Moldova. Să nu creadă, acești străini că au și ei locuri frumoase la dânșa, dar să creadă că avem și noi locuri frumoase și unde se poate de văzut și de apreciat, toate la un nivel foarte înalt. La noi vin oaspeți din toate țările, din Europa inclusiv, din... Am în vedere din America, China, Japonia, toți. Și sunt mulțumiți că este diservire la un nivel foarte înalt. Le place, vin odată și vor să se mai întoarcă înapoi, la noi. Vă privesc, nu mai chit în continuare. La 5:15, lângă televizor. Ieșim tiptil din paradisul vinului, așa să nu ne zărească nimeni, dar se pare că de data asta am rămas fără șofer. Nouă nu ne rămâne decât să o luăm la fugă prin galerii de-a dreptul spre capitală. Într-o lună, două, poate ajungem. Eu n-am știut că dacă ești bat, te faci deodată.